dacă e să fie, depinde doar de mine. Sau norocul ți-l mai faci și cu mâna ta. Câți dintre noi sunt de aici, una dintre aceste păreri? Eu sunt Raul, iar în această seară voi vorbi despre noroc și ghinion. Sunt sigur că fiecare dintre noi s-a gândit nu de puține ori că ori sunt o persoană ghinionistă, ori eu nu am noroc. Dar până la urmă, ce este norocul? Aș vrea câteva păreri ale voastre. Cum definește fiecare noroc? Lucru care îl place atunci când se întâmplă. O definiție destul de bună, da. Mai avem și alte păreri? Fii pregătit pentru oportunitățile care le voi. Da. E ceva la care visez. Se întâmplă fiecare zi. Da. Lucrare favorabilă pe care nu o așteptai? Nu căutăm definiția mea. Nu, asta e definiția ta. O întâmplare favorabilă pe care nu o așteptai. Te rog. Loc potrivit, moment potrivit, persoană potrivită. Da. Mai avem și alte păreri? Definiția pe care eu o agrez cel mai mult este aceea că norocul este atunci când este momentul în care pregătirea se întâlnește cu oportunitatea. Sau cum spune Zig Ziglar, trebuie să fii înainte să poți face și să faci înainte să poți avea. Sunt foarte sigur că fiecare dintre noi se consideră sau și-ar dori să aibă parte de noroc și atunci eu, ca sfat, din ce am concluzionat, din punctul meu de vedere, ar fi ca permanent să ne aflăm într-o pregătire pentru a fi apți să ne întâlnim oportunitatea. O pildă tradițional chinezească, vreau să o împărtășesc cu voi acum. Era odată un țăran chinez care lucra terenul împreună cu fiul său. Într-o zi fiul îi spune: tată, ce ghinion, Carlo nu a venit astăzi la muncă. Tatăl, surprins, se uită la fiul său și îl întreabă: de ce numește ăsta ghinion? Să așteptăm să vedem ce ne rezervă ziua de mâine. După câteva zile, calul a venit acasă însoțit de o apă sălbatică. Tată, tată, ce noroc! Calul ne-a mai adus încă un ajutor. Tatăl, din nou calul, continuându-și munca, se uită la fiul său și ne întreabă: de ce numești tu ăsta noroc? Să vedem ce ne rezervă ziua de mâine. După alte câteva zile, băiatul a încercat să se plimbe, să încalece iapa sălbatică, doar că aceasta, nefiind obișnuită cu un astfel de tratament, s-a speriat, l-a trântit pe băiat jos, iar acesta și-a rupt piciorul. Băiatul, plângând bineînțeles, a strigat după ajutor, a venit tatălui și l-a întrebat: ce s-a întâmplat? Am avut un ghinion. Mi-am rupt piciorul. De ce numești ăsta ghinion? Să vedem ce ne rezervă ziua de mâine. După încă vreo câteva zile, prin sat, ajung trimișii regelui în căutarea de tineri pentru a merge la război. În casa bătrânului au găsit doar un tânăr cu un picior rupt, care nu le avea de niciun fel de ajutor. Abia în momentul respectiv, tânărul a înțeles filozofia de viață a tatălui său, și anume că nici ghinionul, nici norocul nu trebuie privite ca absolute. Și că trebuie să aștepți timpul, să dai răgaz timpului, să vezi dacă un lucru este bun sau rău. Ceea ce v-am spus în această seară sunt o perspectivă modernă, o viziune modernă asupra norocului și o viziune tradițională asupra norocului. Eu personal mă consider o ființă mai mult îndreptată spre modern și atunci am ales definiția sau mă ghidez mai mult după definiția modernă a norocului, și anume că norocul este momentul în care pregătirea se întâlnește cu oportunitatea. Și consider că aflându-ne permanent în pregătire, ne vom considera chiar mai puțin ghinioniști, pentru că de fiecare dată vom considera că suntem și trebuie să ne continuăm pregătirea până a ne întâlni oportunitatea. Vă doresc mult noroc! Vă mulțumesc!